să vorbim despre slăbit. Dar cuvântul ăsta sau termenul ăsta nu este cel mai potrivit. Pentru că să vă spun că acest termen vă influențează la nivel de subconștient și slăbitul în viața voastră se va produce chiar și în carieră, adică veți slăbi la nivel de carieră, veți slăbi la nivel de relații sociale, veți slăbi la nivel financiar și atunci termenul de slăbit nu este potrivit. În schimb, vreau să vorbim despre reechilibrarea organismului. Pentru că, indiferent că avem de-a face cu obezitate sau că avem de-a face cu persoane supraponderale sau chiar cu persoane subponderale, termenul cel mai potrivit este echilibrarea organismului. Și bineînțeles că această echilibrare a organismului o putem face în mai multe moduri, prin mai multe tehnici. Așa cum v-ați dat seama, prima și cea mai importantă chestie pe care putem să o facem este să ne uităm un pic la nutriția noastră, să vedem exact ce nu facem bine, ce mâncăm greșit sau cum combinăm alimentele. Al doilea lucru ar fi exercițiile fizice sau mișcarea, iar al treilea lucru este să lucrăm și cu partea mentală, să cultivăm gândul bun, să cultivăm gânduri de prosperitate și bineînțeles că aici cunoașteți și voi faptul că gândurile noastre ne influențează atât viața personală, chiar și viața celor din jurul nostru. Dar să ne întoarcem la nutriție, pentru că nutriția este atât de vastă, având în vedere că sunt atâtea metode prin care reduci caloriile, calculezi macronutrienții, faci post intermitent. Astăzi nu vreau să intrăm în detaliile astea, ci vreau să vă duc punctat la două lucruri care într-adevăr fac diferența în viața voastră. În primul rând, trebuie să avem grijă la cum combinăm alimentele. De fapt, aici este o întreagă știință. Se numește știința trofologiei sau știința nutriției. O să vă postez acest tabel și o să vă rog să vă uitați cu atenție cum sunt combinate alimentele. Vă uitați la primele trei rânduri, că avem trei tipuri de proteină animală. Avem carne, avem lactatele și ouăle. Toate aceste tipuri de proteină animală ar trebui consumate separat și singurul aliment cu care se pot combina sunt frunzele verzi. În același timp, dacă ne uităm mai departe, celelalte lucruri se combină la rândul lor cu același tip de alimente, din aceeași categorie, sau cu celelalte tipuri de alimente. Fructele, pe ultimul loc, vedem că se combină doar cu fructe. Iar când ne raportăm la fructe, vreau să știți că avem trei categorii de fructe. Avem fructe acide, fructe subacide și fructe dulci. Fructele acide se pot combina cu fructele subacide, iar fructele subacide se pot combina cu fructele dulci. Marea greșeală este atunci când combinăm fructele dulci cu fructele acide. Din aceste două combinații nu iese o digestie bună. Problema ar fi fermentație. Haideți să vedem mai departe. Ce ar trebui să mai facem din punct de vedere al nutriției? Dacă știm aceste combinații alimentare legate de fructe și legate de toate alimentele în general, deja avem 50% rezolvată problema, dar trebuie să știm exact când să mâncăm aceste alimente. Și exact înseamnă în felul următor. Trebuie să ne raportăm la biologia noastră, la biologia corpului nostru, la orele ideale pentru a consuma anumiți macronutrienți, că vorbim de cei trei, proteine, grăsimi și carbohidrați, astfel încât ele sunt puse, conform științei, la anumite ore, respectiv mic dejun, prânz și cină. Dacă ne ducem spre micul dejun, ar trebui, conform biologiei noastre, după acest post, pe timpul nopții în care am dormit și nu am consumat nimic, să consumăm carbohidrați. Ați auzit bine? Carbohidrați. Nu vă impacientați. Sunt carbohidrați din fructe, miere sau polen crud. Ideal pentru micul dejun, pentru că în timpul nopții, noi începem să asimilăm tot ce am consumat cu o zi înainte, iar pe timpul dimineții facem deja detoxifierea. Ca să ajutăm organismul să detoxifice și mai bine tot ce înseamnă toxine și reziduri, ar trebui să consumăm un mic dejun bogat în apă. De aceea recomand la micul dejun smoothie, fresh-uri de țelina apio, fresh-uri de grapefruit, adică fructe acide, și în același timp, pentru cei care au nevoie de un mic dejun mai consistent, pot fi aduse și cerealele, dar atenție, cereale fără gluten, dau exemple ca și quinoa sau alte tipuri de cereale, hrișca, spre exemplu, în combinație cu lapte vegetal, atenție, nu lapte de vacă, lapte vegetal, unde putem să adăugăm chiar și o linguriță de miere. La prânz ar trebui să consumăm proteine și carbohidrați, dar atenție,
proteine de origine animală sau vegetală, dacă sunteți vegani, iar când ne raportăm la carbohidrați, strict ne raportăm la frunze verzi, legume la cuptor sau legume pe grill sau legume la abur. În același timp, dacă sunteți vegani, putem să consumăm năut, putem să consumăm linte cu aceste legume. Iar la cină ar trebui să avem o combinație între proteine, încă o dată, de origine vegetală sau animală, și grăsimi. Iar aici intră în schema noastră avocado, măsline și celelalte tipuri de grăsimi. Ideal ar fi să consumați grăsimi de origine vegetală, mononesaturate, așa cum găsim în avocado și măsline. Dacă veți respecta aceste simple reguli, cele două, combinațiile alimentare și cronobiologia, cu siguranță veți avea rezultate bune. Dacă informațiile din acest video vă sunt benefice, aș fi recunoscător să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați un like și, de ce nu, să-mi lăsați în comentarii impresiile voastre. Vă mulțumesc!